Copacul fericirii, o resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa A5 a cincea. Îți amintești care sunt emoțiile de bază? Cele șase emoții de bază conform psihologului american Paul Ekman sunt fericirea, surpriza, tristețea, frica, furia și dezgustul. Nu uita că pe parcursul prezentării poți folosi butonul pauză atunci când dorești să zăbovești mai mult asupra unei secvențe. Dacă nu ai făcut-o deja, te invit să urmărești resursele cum te simți și recunoaște emoția pentru a afla mai multe informații despre aceste emoții. Pentru a descoperi și alte emoții și modul în care le poți gestiona, urmărește și resursele din seria Emoții Diverse. Propusă de autoarea Cristiana Boca: Cu siguranță ți s-a întâmplat să trăiești mai multe emoții în același timp. Uneori, emoțiile se amestecă, vin și pleacă. Ele se schimbă continuu. Majoritatea emoțiilor le putem înțelege și deosebi mai bine atunci când le comparăm cu vremea de afară. Emoția pe care o putem asocia cu o zi senină, cu soare strălucitor, care ne dă o stare de bine, este fericirea. Tristețea poate fi asemănată cu o zi mohorâtă, încețoșată. Dacă afară este vânt puternic, este furtună, norii sunt negri și amenințători, tună și fulgeră, ce emoție s-ar potrivi? Furia, nervozitatea, dar dacă din senin începe să plouă, de ce emoție poți avea parte? De surpriză. Ca să înțelegi mai bine dezgustul, gândește-te la ceva ce îți provoacă greață, scârbă. Există și situații în care, la fel ca și în cazul emoțiilor, fenomenele se suprapun, și chiar dacă este o zi însorită, sunt și câțiva nori sau simțim o ușoară adiere de vânt. Pe de altă parte, ne amintim că fiecare om poate experimenta trăiri diferite în fața aceleași situații. Astfel, există și oameni fericiți când plouă, cărora ploaia le dă o stare de bine, sau persoane care se simt fericite când tună și fulgeră, ca în fața unui spectacol. Ține cont însă că după zilele posomorâte, după furtuni, vine vremea bună, poate apărea curcubeul, se înseninează. Așa se întâmplă și cu emoțiile noastre. Atunci când trăiești emoții neplăcute, este important să știi că acestea vor trece și că poate depinde de tine să simți din nou emoții plăcute. În continuare, îți propun să realizezi împreună cu ceilalți colegi de clasă un exercițiu care te va ajuta să conștientizezi câte motive de fericire poți avea zilnic. Realizați, așadar, pe o coală de flipchart. Conturul unui copac asemănător modelului prezentat de mine. Desenați în interiorul conturului frunze și flori pe care să scrieți toate lucrurile care pe voi vă fac fericiți. Fiecare trebuie să spună ceva ce îl face fericit. Împreună puteți realiza în felul acesta un copac al fericirii. Cum arată copacul vostru? Afișați-l la loc vizibil în clasa voastră. Astfel încât, atunci când vă confruntați cu emoții neplăcute, să aveți o colecție de fapte care vă pot ajuta să vă simțiți mai bine, să depășiți momentul neplăcut. Al meu arată așa. Iată și o altă modalitate de realizare a copacului fericirii. Inspiră-te din ideile cuprinse în acest exemplu și fă o listă cu lucruri pe care le poți face și tu pentru a face față mai bine unor emoții neplăcute. Îți recomand să realizezi și împreună cu membrii familiei tale un astfel de copac. O altă provocare pentru tine este să realizezi jurnalul unei zile fericite. Cum poți face asta? Stabilește-ți pe parcursul zilei evenimente care să te facă fericit, astfel încât la finalul zilei să ai parte de cât mai multe momente de fericire. Poți să-ți propui astfel de activități pentru fiecare moment al zilei, poți nota chiar și orele la care îți propui să realizezi ceva ce te face fericit. Pentru a reuși să afli răspunsuri, încearcă să identifici cât mai variate modalități de a continua propoziția: Simt că sunt fericit atunci când. Ghidează-te după exemplele prezentate. Indiferent care este emoția pe care o simți în acest moment, învață din trăirile pe care le ai, prețuiește-le și mai ales controlează-le astfel încât să nu te controleze ele pe tine.